Cu ocazia încheierii anului școlar, comunitatea școlii gimnaziale numărul 2 Nestor Oprean din Sân Nicolau Mare a organizat o festivitate de premiere în curtea școlii, reunind elevi, cadre didactice și părinți într-un cadru festiv. Stimați părinți, dragi colegi și copii, bine ați venit la festivitatea de premiere a claselor primare. În acest an școlar, ați învățat și ați descoperit lucruri noi alături de doamnele voastre învățătoare, v-ați jucat împreună dovedind că sunteți buni colegi, ați realizat proiecte școlare împreună cu părinții voștri, ați mers în drumeții, excursii, vizite și pentru toate aceste lucruri, astăzi veți fi răsplătiți. După orice muncă, urmează și o răsplată. În semn de apreciere și de respect pentru voi, pentru munca voastră și străduința voastră, veți primi de la noi o carte și o diplomă. Eu vă doresc vacanță plăcută și haideți să pornim la drum să vă înmânăm ceea ce meritați. Evenimentul a fost un prilej de a celebra realizările elevilor pe parcursul anului școlar, mulți dintre aceștia primind recunoaștere pentru performanțele academice și participarea activă la activități extracurriculare. Elevii au fost premiați cu diplome și trofee, fiecare premiu reflectând dedicarea și munca lor asiduă. Vom începe cu cei mai mici școlărei, adică cu clasele pregătitoare. Clasa pregătitoare A, profesor, învățământ primar, Schmidt, Ofelia, Anita. Avieriță, Stoian, Amalia, Maria. Bar, Matei. Bârsan, Ana, Cataleia. Calotă, Lara, Alexandra. Cercel, Kira. Costăchel, Adelina, Izabela. Felicitări, dragi copii. Felicitări! Și Zaharia, Maia, Alexandra. Felicitări elevilor clasei 1A. Clasa Albinuță. Premiul 1 cu media 10, Ciataraș Emi Izabela. Premiul 2 cu media 9,88, Cioban Ioana și Strugar Elias. Premiul 1 cu media 10, Doande Școlenta Daria Ioana. Bravo! Premiul 2 cu media 9,94 a obținut următorii elevi. Foale Ana, Foale Emma, Gubici Clonda Cristian și Mocanu Luca. Bravo! Un moment emoționant al ceremoniei a fost prezentarea elevilor care s-au distins la competițiile școlare, inclusiv olimpiade și alte concursuri academice. Acești elevi au fost aplaudați de colegii și profesorii lor, sublinind spiritul de excelență care domină în cadrul școlii. Pe lângă aceste premii, avem și premii speciale obținute de elevii noștri în anul școlar, care tocmai se încheie. Elevi care au participat la diferite olimpiade școlare, concursuri județene, interjudețene și naționale. Vlădia Robert, din clasa a 7-a, care a obținut premiul întâi la concursul interjudețean de chimie, Memorial Octavian Larionescu. Eleva Buniov Ecaterina din clasa a 5-a a participat la Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa județeană. Eleva Vițelar Bianca Andreea din clasa a 6-a B a participat la Olimpiada Națională a Sportului Școlar la șah, faza națională la huș, unde a obținut locul 13 din 42 de participante. Felicitări și succes în continuare!
Festivitatea a subliniat importanța educației și a recunoașterii meritelor în dezvoltarea personală a elevilor, consolidând valorile de comunitate între elevi, cadre didactice și părinți. Aceasta a fost o oportunitate de a reflecta asupra succeselor anului școlar, ce s-a încheiat, și de a privi cu încredere și optimism spre provocările viitoare. Festivitatea de premiere s-a încheiat. Vă urez încă o dată vacanță plăcută și să ne vedem sănătoși în plin. Evenimentul de la școala gimnazială numărul 2 Nestor Oprean a fost nu doar o celebrare a succesului academic, ci și un moment de întărire a legăturilor comunității școlare, promovând un mediu de învățare plin de suport și motivare pentru toți elevii.